In the chest. No, no, care ață să o dau? Da, să nu tai niciuna. V-am luat cu mine în această aventură plictisitoare și în același timp foarte interesantă. Nașciut. O aventură și o activitate în care nu prea implicăm și pe copii, ci foarte puțin, de exemplu la ținut foarfeca. Să nu pleci cu ea de aici, că mi-o trebuie. E o treapă migăloasă și mai ales trebuie să fim foarte atenți cum legăm firele de roșii și în partea de sus, astfel încât să țină cât mai mult timp. Deja oricum mi s-o băga de vină și pesimismul lui Daniel, ca întotdeauna, nu o să țină, o să vezi tu, dar adevărul e că nici palii nu prea m-au ajutat, pentru că până la final de sezon, sezon din ăsta estival cu roșiile, parii erau atât de forțați, adică roșiile, planta de roșii era atât de mare pe un par subțire, încât tot timpul erau răsturnați mai mult și în felul ăsta în foarte multe locuri folia de pe solar s-a găurit, doar din cauza că tot pica parii de la roșii. Așa că am observat că multă lume procedează așa cu roșiile, le leagă cu ață din asta, nu din asta neapărat, ci o ață fiecare cu ce are. Eu am refolosit ața de baloți mari, din aceea rotunzi, pentru că îmi place să refolosesc ceea ce știu că se poate folosi mai departe cu succes și, într-adevăr, merge foarte bine treaba. E și rezistentă. Sper că pe parcurs o să țină bine. Sezonul ăsta de tomate, ca să-l numim așa, e un sezon tare ciudat. Mi se pare mie, poate că și din cauza că suntem foarte ocupați cu foarte multe lucruri, dar mi se pare că e din ce în ce mai repede trece timpul. Trece timpul foarte repede, într-un timp atât de scurt, că mi se pare că de o săptămână am pus roșiile astea în pământ și erau destul de mici și iată că au trecut doar câteva zile și ele sunt deja picate la pământ din cauza că au crescut prea mari, s-au dezvoltat și deja nu mai are nimic ce să le susțină și să le protejeze de căderea asta. Deci ne punem pe treabă. Prima dată le leg aici la bază, pentru că apoi îmi este mai ușor să le leg acolo sus și să estimez cam cât de tare trebuie să le să întind ața asta. Și cum ziceam, anii trecuți, eu n-am mai legat roșiile niciodată în felul ăsta și anii trecuți tot timpul foloseam pari de lemn pentru roșii. Dar, din păcate, tot timpul pe final de sezon erau răsturnați pentru că era prea multă greutate pe un par firav și mai ales cea mai mare provocare era atunci când trebuia să vin și să mai copilesc roșiile și să smulg buruienile, să plivesc pe la roșii. Pentru că un par era atâta, un par era atâta, un par era curbat și vederea mea e așa, se focusează într-un singur loc și atunci mi era foarte greu să văd parul ăla care stă așa și ăla care tot timpul eram lovită pe la față din cauza parilor. Și acum, Daniel, știu că nu înțelege el treaba asta, dar pentru mine e mult mai ok așa. Și mai ales atunci când îmi fac singură lucrurile astea, le fac așa cum îmi place mie, pentru că el cel mai probabil nu o să mai intre în solarul ăsta mult timp de acum încolo, decât când o să-l chem, hai dragule să vezi ce roșii frumoase și roșii
și cărnoase și bune avem și o să vină și o să-și ia o roșie și o să muște cu drag din ea și atât o să fie tot, pentru că în solarul ăsta eu lucrez, e un solar mic în care pot să, la care pot să-i dau atenția cuvenită și să mă ocup de roșiile din acest solar. Anul trecut, roșiile din solarul ăsta au fost singurele roșii pe care le-am cules, cu excepția un kilogram sau două care le-am mai cules din grădină. Din păcate, pe acelea ni le-am mânat și n-am mai putut salva absolut nimic din ele. Și am rămas doar cu roșiile din solar. Deși am avut niște soiuri de roșii extraordinar de frumoase. Am avut multe inimă de bou, roșii galbene, roșii țâța caprei, sherry, tot felul de soiuri foarte interesante și, din păcate, nu ne-am ales cu prea multe din acele roșii. Dar sperăm că anul ăsta, aici n-am pus, cred că sunt 3 soiuri maxim. Unul pe care chiar nu-i știu numele, că m-am căpătat la el așa printr-un miracol, nici nu știu cum. Am cumpărat ceva soi din piață, arăta foarte bine, e un soi cu o tulpină foarte viguroasă, foarte groasă și frunzele așa cărnoase și frumoase și sănătoase, adică pare așa foarte, foarte interesant. Nu știu ce tip de soi e, dar a fost foarte productiv pentru noi și a rezistat foarte bine. Și atunci acela a tot căzut roșii pe jos, care le mai mâncau melcii, care se mai strica și așa au ajuns roșiile în pământ, semințele de roșii și după aceea mi-a tot răsărit în fiecare primăvară, am luat pur și simplu planta de roșie și am răsădit-o mai departe. Și tot așa am făcut și anul ăsta cu câteva fire, pentru că am încercat să schimb un pic, am pus eu în alveole și le-am îngrijit, le-am îngrijit și le-am udat, le-am pus la loc ferit să nu înghețe și iată că în sfârșit am reușit să cresc propriile răsaduri, aceste de pe rândul ăsta, toate sunt crescute de mine. Poate că nu arată excepțional și nu sunt nu știu cât de fabuloase, dar pentru mine îi foarte bine. Și acestea sunt roșiile despre care vorbeam, cu tulpina aceea viguroasă și se vede că e foarte, foarte cărnoasă, așa, foarte, foarte sănătoasă planta. La fel și asta de aici. Apoi roșii să fie, să putem face suc, să putem face sos de roșii și ketchup și alte preparate care le mai facem noi în toamnă din roșiile pe care le creștem. Dar da, spuneam de faptul că trece foarte repede timpul. Excepțional de repede, pentru că altă dată parcă aveai timp de mai multe lucruri să faci și acum trece pe nevăzute. Poate și pentru că avem foarte mult de lucru și nu reușim noi să ne împărțim în atâtea locuri, dar îmi place să îngrijesc roșiile astea, parcă ar fi așa copilașii mei. La astea încă de aici, ce sunt mai mici, nici nu am să le pun ață încă, le mai las să se dezvolte și abia după ce încep să fie ca mărișoare, o să vin cu firul de ață și o să le pun. Aici în grădina, aici în solar, mai am câteva tufe de pătrunjel creț. Acela a supraviețuit pentru că se pare că îmi intră ori arici,
ori melcii fac ceva dezastre pe aici, salata nu supraviețuiește absolut deloc în zona asta. Am pus foarte multe căpățâne, bine, din acelea, din alveolă, micuțe, dar căpățâne de salată și niciuna nu a supraviețuit în zona asta de solar. Și atunci mă gândesc că ori melcii, pentru că melcii iubesc salata, deși rar văd câte un melc pe aici și nici pe folia de solar nu se văd urme, că anii trecuți se mai vedeau cum urcau așa în sus și erau tare mulți. Anul ăsta mai puțin, dar cred că altceva se poate să fi atacat. Oh, uite că am început greșit, am început de sus în loc să încep de jos. Prea multă vorbă ne distrage atenția. Am observat că în solar roșiile sunt mult, mult mai protejate decât afară. E clar că atunci când plouă, roșilor, tufelor de roșie, nu le priește deloc bine și mai ales cred că și poluarea din aer le afectează foarte mult. De aceea roșiile se mânează, adică apare acea ciupercă, acea bacterie, ciupercă, nu știu exact ce e, că nu știu în termeni acum, dar petele acelea negre care se instalează pe tufa de roșie în primă fază și apoi și pe roșia în sine, indiferent de stadiul ei de formare. În ultimii ani apare tot mai des și ne afectează tot mai mult culturile. Și vorbeam cu bunica și cu mama mea, care în tinerețe cu asta își preocupa timpul, cultivau legume pentru casă, pentru piață, pentru ce era nevoie. Și îmi spuneau că nu era așa ceva. Roșiile nu aveau mană. Le cultivau pur și simplu în câmp deschis. Nu erau solari, nu erau... Și nu păteau absolut nimic acele roșii. Deci, cum e posibil ca într-un timp atât de scurt, în atât de puțini ani, lucrurile să se schimbe atât de mult? Și ce determină boala aceea să apare? Unii spun că apare chiar din pământ, că prima dată roșia se îmbolnăvește la tulpină, de jos, de la rădăcină, și boala aceea urcă pe plantă. Eu nu știu ce să spun. Din experiență am văzut că s-a început să se negrească și în partea de sus, nu numai în partea de jos. Deci putem avea tot felul de teorii, dar cel mai protejate roșiile sunt în solar, asta știu sigur. Singurele roșii pe care le-am cules anul trecut, cum spuneam, au fost din solar. Am avut și ani în care am cules și am avut o recoltă foarte, foarte bună și afară, dar văd că în ultimii ani treaba asta se întâmplă din ce în ce mai rar. Iar atunci când vrem să avem o cultură 100% naturală, 100% nepoluată, nechimizată, nestropită, nu mai știu cum să zic, ci pur și simplu roșiile astea date de natură, lăsate de Dumnezeu, cum trebuie ele să fie, nu umplute de tot felul de chimicale, se întâmplă să le avem din ce în ce mai rar. Și
și posibilitatea de a le crește este din ce în ce mai mică. Și totuși nu ne dăm bătuți, pentru că asta ar însemna un dezastru, un dezastru ecologic. Sună ciudat, probabil, dar e cât se poate de adevărat. Bun, mai avem câteva. Mi se termină ața de balot. Se pare că va trebui să desfacem baloți doar pentru a folosi ața la roșii. Nu facem noi din astea, nu facem. Îngrijorarea mea acum e că ața asta n-am strâns-o prea tare în partea de jos, deși am făcut două noduri, dar îngrijorarea mea e că s-ar putea să zugrume un pic tulpina. Deși planta se dezvoltă, își face ea tulpină pe lângă, nu ne facem neapărat griji, dar un pic așa mă gândesc că poate că o să zugrume un pic. Și mă întreb cum procedează alții la legarea roșilor sau la stabilizarea lor. Preferați mai degrabă parii la roșii sau tot așa puși pe ață din asta? Nu-i nimic, că vin eu! S-a aproape gata! Sunt curioasă să-mi spuneți, pentru că probabil, așa cum am mai spus de foarte multe ori, la noi e un continuu experiment. Noi tot timpul experimentăm și vedem oare ce ar funcționa mai bine, asta sau aia sau cealaltă. Și asta e că noi tot timpul experimentăm, dar poate că sunt oameni cu mai multă experiență decât noi și ne pot spune. Acum, eu am văzut o treabă asta cu parii ca un semn de pesimism din partea lui Daniel. Dar probabil că o fi avută dreptate el într-o anumită măsură. Poate că i-or fi mai stabili. Dar știu că pe mine m-a deranjat foarte tare atunci când o trebuie să mai dau cu sapa, să plivesc, să umplu pe la tulpinile de roșii, la udat, la... Tot timpul aveam parii ăia care mă... Ăsta e o ață, dacă dau în ea nu se întâmplă nimic. Dar așa, la mine cu atenția e un pic mai dificil. Și am folosit și ultima bucată de ață. Și vă mulțumesc că ați fost cu mine la legarea roșilor pe firele de ață. Spuneți-mi în comentarii, scrieți-mi voi cum legați roșiile, vă folosiți de pari sau tot de acest sistem cu ață și care dintre ele funcționează mai bine. Iar la partea cu udatul, vă folosiți de sistemul de picurare sau ca mai de mult ori cu găleata, ori cu stropitoarea, ori cu furtunul. Noi avem aici un rezervor care adună apa de ploaie și îmi place foarte mult să le ud seara, pentru că rezervorul este plin cu apă încălzită de la soare și atunci când le ud îi apa călduță și apa nu se evaporă la fel de repede cum s-ar evapora dacă le-aș uda dimineața și rămâne umezeală mai mult timp în sol. Astfel mă gândesc eu că planta se poate hrăni mult mai un timp mult mai îndelungat. Dar sunt curioasă cum faceți voi. Nu uitați să îmi scrieți în comentarii, pentru că e important pentru mine să aflu cum procedează și alții. Eu vă salut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!